клаксон. Astfel exprimându-și atitudinea față de Dodon, jos cu locul. Reacția este extraordinară în ceea ce privește cu locul. Să trăiți! Cetățenii pe bune îl asociază pe Dodon cu Culiocu. Încă o dată, Culiocu este simbolul corupției, Dodon este corupție. Și încă o dată, marea majoritate a cetățenilor participă la acest sondaj. Vedeți, neforțat, liber. Vreau, ca de obicei, suntem mai multe ediții acestui sondaj popular, cu plăcere, doamnele la volan claxonează împotriva Culiocului Dodon. Noi, iarăși, suntem, pentru cei care ne privesc, la porțile orașului Chișinău. Să trăiți jos, Culiocu! Porțile orașului Chișinău, drumul care duce spre aeroport. Și cetățenii, neforțat, liber, cu mare, mare entuziasm, participă la acest sondaj. Marea majoritate, deci este deja o chestie previzibilă și pentru sociologi, marea majoritate claxonează. Jos cu Culiocu!
Încă o dată bună seara, suntem live în direct, jos cu Liocu! Sondajul popular, uitați-vă și frumusețe, un claxon de ăsta continuu, sondajul popular protiv Dodona, împotriva lui Dodon, partidul nostru Renato Usatăi continuă să discute, să consulte cu cetățenii aici în stradă pe Carosabil, suntem la porțile orașului. Mulțumim, jos cu Liocu! Suntem la porțile orașului în direcția aeroportul Chișinău.
cetățenii liberi, neforțați din nimeni, își exprimă atitudinea lor față de Dodon, îi dau o notă culiocului. Cetățenii îl consideră pe Dodon culioc, culiocul fiind simbol al corupției, deci Dodon este corupția. Cetățenii cu plăcere, cu entuziasm, încă o dată menționez participarea doamnelor la volan în acest sondaj. Un număr impunător de doamne la volan sunt împotriva culiocului Dodon. Vedem live. Vedeți această reacție? Este una... Jos culiocul! Este una previzibilă. Mulțumim! Transportul public, parc urban de autobuse, regia transport electric, la fel, cu mare plăcere participă la acest sondaj al partidului Sângera Dobrogea, numărul 33, mulțumesc! Un claxon de stat, să jos culiocul, categoric! Oamenii nu stau pe gânduri, imediat, hotărât, îi dau note lui Dodon. Încă o dată, marea majoritate a celor cetățeni care participă la acest sondaj sunt împotriva lui Dodon. Asta este, vă spun, cel mai corect. Să trăiți, cu bicicleta n-avem claxon, dar asta înseamnă jos. Jos culiocul, jos Dodon. Este fantastic cum cetățenii participă la acest sondaj. Nu numai în Chișinău, în toată țara facem aceste sondaje. Oamenii, cetățenii cunosc despre sondajul popular al partidului nostru Renato Usatăi, participă, își exprimă părerea, una categorică împotriva culiocului Dodon. Lucrul ăsta ne bucură, pentru că încet, încet se trezește o Moldovă întreagă. Oamenii nu mai... Uitați-vă, fantastică! Reacții categorică, nu mai stau pe gânduri cetățenii, apasă pe claxon, fantastic! Jos culioc, apasă pe claxon, arătând tuturor că nu sunt de acord și în genere le stă în gât culiocul. De departe încep să claxoneze. Este foarte, foarte bine, deja cetățenii s-au deprins cu acest sondaj, încă o dată este cel mai veridic, cel mai corect sondaj de opinie publică, unde cetățenii în fiecare zi, aproape în toată Moldova, în toată Moldova își exprimă atitudinea față de Dodon, îi dau note culiocului corupt. Aici, în stradă, e democratic, e corect și astfel trezim o țară întreagă, claxonată. Jos culiocul! Deci vedeți live în direct, noi partidul nostru nu facem montaj în nebunie așa cum face Dodon. În direct un claxon hotărât, vedem și concetățeni de-a noștri cu numere străini, diaspora, care a revenit acasă, claxonează și ei încă o dată, suntem live și acest video îl privesc și concetățenii noștri din diaspora, live, vedem reacția pe stradă, jos culiocul, puteți să vă convingeți.
mai deosebit. Dar este un claxon hotărât. Deci când, atunci noi când spunem marea majoritate, fantastic, frumos, jos cu locul, când spunem marea majoritate claxonează, pot unii să spui nebunii, să interpreteze, să se ocupe cu speculații. Iată, vedeți în direct reacția cetățenilor, într-adevăr, așa este, pe bune, marea majoritate este contra lui Dodon, posibil și unii care l-au fi votat tot îl claxonează acum, pentru că reacții adverse sau pro-Dodon sunt practic inexistente. Sondajul popular împotriva lui Dodon, protiv Dodona, partidul nostru Renato Usatăi, la porțile orașului, la Botanica, pe drumul spre aeroport. Jos cu locul! Bucură această reacție, vă spun, bucură foarte, foarte mult. Partidul nostru desfășoară astfel de sondaje în toată Moldova. Vedeți pe rețele postările făcute de colegii noștri. Reacția este la fel ca la Chișinău. Marea majoritate este împotriva, contra lui Dodon. Deja reacția este una previzibilă. În momentul în care eu și colegii mei scoatem din portbagaj aceste placate, reacția este una momentană. Ne bucură faptul că cetățenii s-au deprins cu acest sondaj. El este unul foarte important aici în stradă. Cetățenii legal, democratic și liber, neforțat, își arată atitudinea lor față de Culioc. Cetățenii pe claxon, claxonează toată Moldova. Noi transmitem aceste sondaje live. Încă o dată, marea majoritatea covârșitoare este împotriva lui Dodon. Un sondaj foarte util și veridic. Claxoane este hotărât, jos cu locul! Bravo! Deci am văzut o mașină cu numele Transnistrene cu un claxon hotărât protiv Dodona. Cetățeni din diaspora, cetățeni din tot felul, deci uniți împotriva Culiocului. Și lucrul ăsta îl demonstrăm prin sondajul popular în stradă, în toată Moldova. Partidul nostru, Renato Usatăi, organizează acest sondaj. Apreciem foarte, foarte mult participarea hotărâtă a cetățenilor. Vedem și troleul. Este și transport public. Tot felul să trăim jos cu locul. Este o reacție. Dacă am putea opri torentul acesta de mașini, la sigur, șoferii s-ar opri, cetățenii s-ar opri să facem interactiv și să intre.
Căușeni, mulțumim, să intre în direct, să-și expună, așa cum ne permite Constituția, articolul 32, libertatea de exprimare, să ne spună ce cred ei despre Culio. Și evident, lucrurile nu sunt tocmai bune. Iată un claxon hotărât, înseamnă jos Culiocu! Coca-Cola, jos Culiocu! Mulțumim! Doamnele, doamnele la volan, reacții fantastică, hotărâte împotriva Culiocului! Chișinău, claxoneam împotriva Culiocului. Vedem bicicliști care evident nu au claxon, dar ne dau de mână vrând să particip și ei la sondajul contra lui Dodon. Apreciem și participarea bicicliștilor. Jos Culiocu! Această claxonare hotărâtă, 44 revaca, această claxonare hotărâtă, cetățenii nu stau, nu ezită, nu stau pe gânduri, apasă cu tărie claxonul, exprimându-și dezacordul și iubirea lor în ghilimele față de Culioc. Felul de claxonări, cât mai multe claxonări hotărâte, categorice, împotriva Culiocului. O doamnă, v-am spus, vorbeam despre reacția doamnelor în acest sondaj popular, fantastică, reacție să... Iarăși o doamnă. Deci este interesant, atâta timp cât interacționăm, echipa partidului nostru, putem observa live modul în care cine participă, cum participă, iarăși majoritatea cetățenilor sunt contra lui Dodon. Asta este și rostul acestui sondaj popular, liber, democratic, neforțat, pe carosabil, în stradă, cetățenii își exprimă atitudinea față de Culioc. Transmitem live, noi nu ascundem nimic, nu facem nebunii, live, vedeți, este foarte important să vedeți reacția cetățenilor la Culioc. Așa. Jos Culiocu, un claxon iarăși hotărât. Să trăiți! Mulțumim, jos Culiocu! Pentru cei care s-au conectat, echipa partidului nostru, Renato Osată, suntem live la porțile orașului Botanica Chișinău, drumul spre aeroport. Cetățenii Republicii Moldova la volan participă la cel mai veridic și mai corect sondaj, sondajul popular protiv Dodona contra lui Dodon. Încă o dată rezultatul este unul previzibil, marea majoritate. Ia uitați-vă și claxon, jos Culiocu! Majoritate sunt contra lui Dodon aici, în stradă, vedeți?
reacția cetățenilor. A trecut numai ce un socialist din Consiliul Municipal și mi-a arătat un gest obscen, dar îl privește. El este în absolută minoritate, nu îi spun numele, dar nu este, e unul obraznic. Dacă a arătat acest gest obscen, să fac ce vrea el cu acest gest, acest socialist din Consiliul Municipal, cred că crapă de șudă, pentru că marea majoritate sunt împotriva idolului acestui consilier municipal a Culiocului. Marea majoritate, și noi lucrurile astea le arătăm în regim real, în direct, live, pe rețelele de socializare, ne privește o țară întreagă și, și diaspora. Este... Iată, vedeți aceste claxonări hotărâte, niște claxoane lungi, 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 care exprimă dezacordul cetățeanului cu ceea ce face cu Culiocul Dodon și faptul că cetățenii s-au săturat de atâta corupție a regimului Culioc. Да. Да.